V-am spus și la întâlnirile precedente că am avut o înțelegere. Mie mi se pare că una corectă, parcursul negocierilor, nu vom veni să ne acuzăm reciproc, nu vom veni cu declarații tari, nu vom veni cu lucruri care ar putea să nu ajute cel puțin acest proces responsabil și foarte, foarte complicat de negociere în vederea creierii acestei majorități parlamentare. Deci astăzi am continuat discuțiile ce ține de modelul în care urmează să fie asigurată guvernarea în Republica Moldova. Avem un punct pe agenda discuțiilor deja de 40 ceva de zile și trebuie să spunem clar acest lucru, care vizează funcția de președinte a Republicii Moldova. Se poate, sigur, de speculat. Putem prezenta lucrurile diferit. Însă problema cheie la ora actuală este anume această abordare a colegilor din Partidul Liberal, care insistă asupra faptului că această funcție de președinte a Republicii Moldova trebuie să fie partajată. Și din ce nu partajată? Din simplu motiv că această funcție nu poate fi partajată. Odată, dacă ei folosesc această situație ca fiind pretext, atunci ar trebui foarte ușor să se depășească acest pretext. Alianța, de fapt, e bătută în cuie și că doar se pregătește opinia publică pentru o eventuală colaborare cu coaliție comunistă. Credeți dumneavoastră? Deci dacă își doresc cu adevărat să creeze această coaliție, vreau să vă spun că îl au la îndemână totul pentru ca să vină să creeze această coaliție. Este un prim lucru. Al doilea, haideți să nu continuăm prin a discuta și a comenta doar ce spun colegii din Partidul Liberal. Desigur, minoritatea trebuie să fie asigurată cu drepturi depline. Însă, totodată, trebuie să spunem că minoritatea nu poate dicta, nu poate să-și impună regulile proprii celor care reprezintă majoritatea în cadrul unei viitoare coaliții. Cum nu s-ar dori și ce nu s-ar încerca să se facă, Partidul Liberal a obținut în aceste alegeri parlamentare 9%. Și într-o societate democratică te conformezi cu mandatul care ți-l oferă cetățeanul prin vot, dar nu cu o poziție, din punctul meu de vedere, speculativă la ora actuală pe care și-o creează Partidul Liberal, că fără noi nu se poate și atunci, știți cum, astea sunt condițiile acceptațiile. Partidul Liberal Democrat din Moldova, și insist asupra acestui fapt, a dat dovadă pe parcursul timpului ce înseamnă compromis politic. Și dacă este greu, noi putem să vă readucem aminte situații concrete, inclusiv și atunci când am renunțat la candidatul partidului la funcția de primar general al capitalei, pentru că ne-am dorit ca Chișinăul să fie condus nu de un comunist, actualmente socialist, și am făcut tot posibilul, prin acțiune, nu prin declarații sterile, ca primarul general al capitalei, Dorin Chirtoacă, să-și prelungească mandatul. În anul 2013, după acea criză foarte puternică, complicată, politică, am avut tot dreptul, și moral, și politic, să mergem în alegerile anticipate. Am renunțat și la interesele personale și la interese de partid, dacă doriți. Și am asigurat, într-un proces deloc ușor, o nouă majoritate, într-un fel, a fost votat un guvern, iar în rezultat asigurată guvernarea Republica Moldova și avem regim fără devize pentru cetățenii Republicii Moldova. Republica Moldova este asociată la Uniunea Europeană prin semnarea acordului de asociere și acordului de liber schimb. Ceea ce înseamnă că în politică, dacă vrei să faci ceva, poți. Dar compromisul trebuie să fie realizat de către toți participanții. Nu prin insistență și nu prin impunerea unui punct de vedere. Doar a unei componente. Dar nu este vorba de cederi. Și vreau să vă spun că în acest sens, ce ține de Partidul Liberal Democrat din Moldova, noi avem doar un punct în agenda discuțiilor distinct cu colegii din Partidul Liberal. Ceea ce ține de funcția de președinte a Republicii Moldova și modul în care trebuie să fie ales viitorul președinte a Republicii Moldova, care de altfel trebuie să asigure echilibru în societate și care trebuie să dețină funcția de șef al statului, nu de reprezentant a intereselor unui partid sau altui partid. Atât. Dar unde merg aceste negocieri în condițiile în care lucrurile nu se mișcă din loc deja de o lună și jumătate? Eu nu pot să spun că nu se mișcă din loc. S-a parcurs mai multe etape, s-au discutat
capitole întregi, inclusiv ce ține de viitoarea agenda reformelor în Republica Moldova. Eu vreau să le mulțumesc colegilor din partid care au făcut și fac parte din grupul de negociatori, s-au muncit foarte mult. Au rămas aceste lucruri principiale pe care eu sper că o să le depășim. Dar după discuțiile cu comuniștii, ce semnale aveți? Se avansează în ce sens? Trei discuții cu comuniștii între reprezentanții partidelor. Deci noi am spus și repet și astăzi. În primul rând, vă rog frumos să faceți distincție. Între consultări, discuții, dacă vreți, și negocieri. Noi cu colegii din Partidul Liberal, împreună cu colegii din Partidul Democrat, suntem într-un proces de negocieri. Am înțeles, dar cu comuniștii? Suntem în consultări și eu vreau să vă spun... Eu nu am participat la negocieri, dumneavoastră ați avut posibilitatea. Nu vă spun numai ce la dumneavoastră. Da? Eu nu am reușit încă să ies cu totul din negocierile cu colegii din PD și PL. Dar ca să fie foarte clar, fără a vă oferi foarte multe detalii din discuțiile pe care le-au avut colegii astăzi, fiindcă nici eu nu le știu, urmează să vorbesc, nu este vorba de coaliții, nu este vorba de alianțe, nu este vorba de guvernare împreună cu Partidul Comuniștilor. Dar ce vorbim este... cu comuniștii? Pentru colaborare. Dacă aveți și alte întrebări. Ce vor în schimb comuniștii? Pentru ca să voteze comuniștii. Haideți, dar nu poți, dar nu poți să facă acest lucru. Dar dumneavoastră vi se pare că procesul politic e așa, înseamnă că și unora le place că și în presă se întâmplă lucrul ăsta. Haideți să nu facem presupuneri. Noi vorbim acum despre realizarea actului de guvernare în Republica Moldova. Și aș vrea foarte mult ca acest lucru să fie luat un pic mai în serios, pentru că simplifică foarte mult și această simplificare nu ajută. Pe de o parte, voi urmăriți titluri așa foarte senzaționale, care vă garantez că nu ajută. De ce vă întrebăm? Când o să finalizeze acest proces de discuții, vom veni și vă vom spune dacă vom ajunge la o înțelegere. Până atunci, suntem în discuții. Spuneți-mi, când va fi coaliția de guvernare? Când se va convoca ședința parlamentului? Mulțumesc pentru întrebare. Am spus câteva zile, da. 3 zile, 2 zile. Eu cred, așa cum v-am spus și anterior, că acest lucru trebuie să se întâmple cât mai curând posibil. Asta când? O săptămână, două, trei, o lună? Totodată, ședința Parlamentului urmează a fi convocată atunci când vom avea o înțelegere clară, ceea ce înseamnă numărul de mandate necesare pentru ca conducerea Parlamentului să fie aleasă. Și ca în aceeași zi să procedem la învestirea Guvernului.